Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Sofia a avut inteligența de a pune mâna pe câteva dintre cărțile cunoscutului psihoterapeut ortodox Dimitri Avdeev, deja un nume printre cei de specialitatea sa, Dimitri Avdeev, care a alăturat componentei științifice a psihoterapeuticii și latura duhovnicească, latura ortodoxă, a tâlcuirii ortodoxe. Așa cum spunea și el, această ramură a științei, adică psihoterapia, a pătruns în URSS înainte de destrămarea ei, în 1985. De atunci însă i s-a adăugat această plusvaloare, transformându-se, atunci când e cazul și când are în spate autori celebri, în psihoterapie ortodoxă. Mai multe cărți a scris Avdeev. Este un nume foarte cunoscut și foarte îndrăgit. Aceasta însă este la a treia ediție, Când sufletul este bolnav. O carte care s-a bucurat de un real succes atât în epocă, din 1995 încoace a văzut mai multe tiraje, până în ziua de astăzi. Eu aș vrea să vă prezint doar câteva dintre temele pe care Dimitri Avdeev ni le propune. Prima este cea a deosebirii dintre natura ispitirii demonice și boala psihică, practic ceea ce este natural, ceea ce vine din firea omului și ceea ce vine adăugat din latura demonică a ispitirii noastre. Iată, la capitolul boile naturale, așa zicând, Avdeev spune așa: cuviosul Ioan Scărarul indică anumite semne după care se poate face deosebirea între tulburările psihice de origine duhovnicească și cele care nu cedează în fața rugăciunii și a semnului Sfintei Cruci, a căror dezvoltare vine, după cum scrie el, de la fire. În cartea Slujirea pastorală ortodoxă, arhimanditul Ciprian Kern, vorbind despre psihiatrie, arată că există stări sufletești greu de definit potrivit categoriilor teologiei morale și care nu se încadrează în conceptele de bine și de rău. După părerea autorului, aceste stări nu țin de domeniul asceticii, ci de cel al psihopatologiei și își au originea în natura individului. Iată așadar că se pot face distinții importante între ceea ce este conținut în noi ca defecțiune în sine și ceea ce vine din afară. Capitolul Nervozitatea, unul dintre capitolele cu care ne întâlnim desul în viața de zi cu zi, cu alte cuvinte, aprinderea și mânia. Cauzele duhovnicești și manifestările ei. S-a zis mai sus că bolile sufletești pot fi de la natură sau manifestările lor pot fi legate de îndrăcire. Iată cele două aspecte. Există totodată un mare grup de tulburări psihice numite în practica clinică patologie de graniță. Paranteză, funcțional, adică reversibile în principiu. Din acest grup fac parte nevrozele, stările nevrozoide, anumite tipuri de tulburări depresive, forme dobândite de psihopatie și așa mai departe. Suferințele acestor oameni sunt, în mare măsură, urmarea structurilor personal-caracteriologice, care, după părerea mea, este determinată de cauze duhovnicești. Iată cum la instalarea bolii, Avdeev caută pe fir în sus până la sursa duhovnicească a defecțiunii, a bolii. Înainte de a descrie câteva formele nevoice, corect este să ne amintim de patimi. Și aici aș vrea să mă opresc puțin. Am întâlnit un lucru care pe mine m-a contrariat. Spre exemplu, îmbuibarea pântecului. Sunt 8 patimi principale, așa le-a clasificat Avdeev, evident după Sfinții Părinți. Prima este îmbuibarea pântecelui, care are 3 feluri, are 3 moduri de manifestare. Fiți atenți. A. Mâncatul dezordonat înainte de ora mesei. B. Sub aspect cantitativ, giftuirea, îndrăcirea pântecelui. Și C. Sub aspect calitativ, patima de a mânca gustos, îndrăcirea gâtlejului. E, aici pot să vă spun că pe mine m-a pierdut. Mai pierdut pentru că sunt unul dintre cei care, chiar dacă mănâncă puțin, vedeți că nu sunt supraponderal, n-am această problemă, nu mănânc cât 7 la oaltă, fomilă, setilă, în fine, nu mă caracterizează, dar
ca să mănânci un lucru bun, un lucru gustos, asta mi se pare aproape firesc, aproape natural. Cu toții trebuie să căutăm în această viață partea frumoasă a lucrurilor, partea estetică, și gastronomia are și ea partea estetică, și mâncarea are o parte estetică. Ea se transformă, se transpune într-un gust plăcut. Nu poți să mănânci numai lucruri neplăcute ca gust. Nu suntem monahi, adică eu cel puțin nu sunt. Această subpatimă, ca să zic așa, m-a contariat și vă las și pe voi să vă gândiți dacă într-adevăr observația lui Avdev acoperă tot spectrul de așteptări și de modul în care ne trăim viața. Încă o dată, nu suntem călugări. Iată cum se poate scăpa de fumat. Avem și un caz concret, este vorba despre celebrul stareț Ambrozie de la Optina. A primit în 1888 o scrisoare de la un tip, Maiorov, care fuma 75 de țigări pe zi. Omul simțea că nu mai poate și a cerut ajutorul, încercând de mai multe ori să se lase de fumat. Spune așa Ambrozie, Sfântul: vă sfătuiesc ca împotriva acestei patimi să folosiți o doctorie duhovnicească. Spovediți-vă amănunțit toate păcatele pe care le-ați săvârșit în toată viața dumneavoastră, începând de la 7 ani, și împărtășiți-vă cu Sfintele Taine și citiți zilnic, stând în picioare, câte un capitol sau mai multe din Evanghelie. Iar când va năvăli mâhnirea, adică patima cea veche, citiți din nou până va trece. Iarăși va năvăli, iarăși citiți din Evanghelie. Sau, în loc de asta, faceți când suntem singuri câte 33 de metanii mari, întrupomenirea vieții pământești a Mântuitorului și a Sfintei Trei. Primind scrisoarea, Alexei Stepanovici, Maiorov, adică, a citit-o, după care a vrut să fumeze o țigară, după cum arăta chiar el într-o însemnare scrisă cu propria mână, dar a simțit deodată o durere de cap puternică, precum și silă față de fumul de tutun, așa că noaptea aceea n-a mai fumat. În ziua următoare și-a aprins o țigară de 4 ori, năravul, patima, mașinal, din obișnuință, dar nu putea să înghită fumul din picina puternicei dureri de cap. Și astfel s-a lăsat de fumat cu ușurință, asta în timp ce 2 ani încerca să se lase de fumat fără să o poate face, deși se îmbolnăvise grav. Iată un exemplu din care putem înțelege foarte clar că orice patimă poate fi biruită, cu condiția însă să ai încredere în tine și încredere în Dumnezeu, că El îți are în ajutor în orice condiții. Când sufletul este bolnav, o carte importantă, așadar lectură cu folos tuturor.